Felicitări, în ce proporție ați rezolvat promovarea în această seară? Mulțumim. Poa, e greu, că am mai avut, tot așa, am început cu 10 victorii campionatul, am avut 3 eșecuri la rând, după care ne-am revenit, am mai avut iar 2 eșecuri, dar acum sper ca să fi rezolvat campionatul cu meciul ăsta. Ați ratat mult la 2-1, au fost și ratările lor, meciul a fost într-un ritm alerg, o nebunie de meci. Da, un meci foarte frumos din punctul meu de vedere, s-a jucat intens, am avut ocazie și noi și ei, puteam să facem noi 3-1, puteau să ne egaleze ei 2-2 la următoare o fază, dar ăsta e fotbal. Am câștigat, sunt fericit, foarte obosit, nu sunt obișnuit să joc atât de mult, joc... Am avut un lot mai restrâns astăzi și am fost mai puțin și a trebuit să joc mai mult. 7 puncte avans, ați băgat șampania la rece? Nu, am mai pățit... Superstiție? Da, superstiție. Am mai pățit ultima etapă, am jucat cu trofeul pe masă, cum s-ar zice, și am pierdut-o cu echipă sub nivelul nostru, să zic așa, și ne-am învățat minte de atunci. Mulțumim, felicitări! Vreau să mulțumesc... M-ai închis? Vreau să mulțumesc băieților mei. Am o echipă cu cele mai frumoase caractere din punctul meu de vedere. Sunt niște eroi. Pe unde am, la orice competiție am fost întotdeauna mândru de ei. Și în continuare sunt mândru de ei. Bravo!